G2A, jocuri ieftine! Viral sensation. Data trecută ne-am transformat armurile de netherite în armuri de ametrine. Nu știu ce e ametrineul, dar aparent este un pic mai bun decât netherite-ul. Și dacă vrem să ne facem unelte de ametrine, Narciso, să știi că nu putem. Exact, de ce? Nu. Pentru că, vezi tu, se există o logică că practic uneltele nu poate să fie de ametrine, este un alt minereu foarte ultra mega giga rar și trebuie să mergem să-l obținem dacă vrem să ne facem armuri, nu armuri, auzi, arme mai bune, arme, da, mai de nu știu cum se numește celălalt material. Stai așa că mă uit că am salvat acilea, se numește pandorite și aparent se găsește în biomurile numite Forest Fault. La Y50 sau mai puțin sau ceva de genul ăsta. Deci, tot pe aici sau? Este pe undeva pe aici și da, dă-mi prima dată le artificii, cum s-ar zice. Iar voi apăsați butonul de like, vă rog, oameni buni. Păi nu știu, frate. Auzi, mă, tu n-ai văzut pe undeva iozdanul meu cu mov pus pe undeva, lăsat și uitat de lume? Nu știu unde e. Nu l-am văzut. Nu l-am văzut. Nu l-ai văzut. Ei bine, mulțumim pentru toate comentariile. Auzi, stai așa că mă duc puțin până la insulă. Auzi, de acum o să le zicem așa. Insulă și casa nouă din pădurea cu sakura pentru weebi. Ok? Gena, asta o să fie numele. Deci dacă vrei să-mi spui că la casa nouă vrei, trebuie să-mi spui că casa practic nouă, da. Nu poți să faci armură din chain-uri, nici din nugget-uri. Bă, era un data pack. Lăsați-ne în pace. Nu putem să facem armura asta, the chainmail, ok? Poate fi reparată, poate cu niște metal, dar nu pot să o craftez. Deci da. Nu? Bun. Deci nu se există. Nu. Oamenii ne mint, Narciso, că ei au văzut. Mai și când ne-au zis literalmente 10 episoade la rând că să dăm cu perla în stup. Da, da. Bă, nu înțelegeau, bă, oamenii. Bă, și când am dat și că au văzut că nu merge. Numai atunci s-a oprit din a sugera teleporta. Bă, unde e? Bă, nu zic că l-am pierdut. Unde te-ai dus că vine noaptea? Vin acum înapoi acasă că a trebuit să scap de câteva chestii, știi? Până atunci o să mă flexez cu armura mea. Tu te flexezi cu armura ta? Păi băie, n-ai voie. Dacă vrei să te flexezi, în primul rând trebuie să o faci într-un videoclip muzical. Făcută de tine. Dar chiar așa, chiar așa. Muzical. Hai, vină cu... Păi da, mă, frate, trebuie... Deci fii antenă cum facem, Narciso. Deci fii antenă, îmi vând Loganul. Cumpăr un Mercedes S-Class, da? Da. Și apoi fii antenă ce facem. Facem click muzical, auzi? Facem clip muzical. Apropo, să-ți iei zborul, să vii după mine, da? Da. Ai firework-uri la tine, da? Da, am. Ok, bun. Hai că merg să îți arăt, cum îi zice, biome-ul în care noi teoretic găsim nou mineral cu care să ne upgradăm netherite-ul. Cel puțin... Așa cred că funcționează, pentru că sunt doar două materiale de astea noi și armele sunt... Aici? Da, 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 am mai fost în satul ăsta. Vino cu mine, că m-am uitat dinainte să găsesc biome-ul și biome-ul e cea mai stupidă chestie pe care am văzut-o în viața mea. Coboară aici jos, da? Ăsta de aici, de lângă, e un forest foul. Uite, numai aici, unde e dirt-ul ăsta ciudat. Wow, dar e aproape de noi, am crezut. Știu, că trebuie să mergi cu o grămadă. Nu, nu, nu e o grămadă. Singura mea întrebare ar fi de ce dirt-ul ăsta nu se... Pit? Ce Dumnezeule mare e pit? Wow, e diferit. Da, e ceva diferit. Anyway, ideea e că noi acum trebuie să coborâm până jos și să căutăm materialul ăla. Și ideea e că... Te ajut și eu. Auzi, ai târnăcoplatinie. Auzi, ai... Da, să pun eu o torță, uite așa. La ce strat suntem acum? 68. S-o trebuie să mai coborâm. Aparent se găsește de la stratul 50 în jos noul material. După cum spuneam, sau planul meu, da? Deci ne cumpărăm un S-Class și tu și cu mine facem melodie în care să zicem așa, fii antenă, tematicile melodiilor din 2020. Avem mulți hateri, dar ei nu au valoarea noastră, dar sunt mulți, dar valoarea noastră e și mai mare. Femeile lor ne dau târcoale, dar gen noi le dăm fum cu Mercedes-ul. Exact, exact. Mamă, e cea mai bună idee. Ok, bun. Wow, so, ce idee genială. Cum adică? E cea mai genială idee. Bun, apasă F3 și uite-te undeva unde scrie biome.
Da? Uite-te undeva unde scrie biome. Știi de ce? Pentru că dacă ieșim din biome-ul ăsta și săpăm, săpăm degeaba, că n-o să găsim mineralul, minereul ăla, da. Deși e un pic cam ciudat că e numai în biome-ul. Oh, wait! Oh, alo, ce acili și anarcisul, vinu-mi coace să vezi. Aoleu, nu văd, unde... Vinu-mi coace să vezi, bă, jur, e cea mai... Ce spui? Unde poate să scrie? Hai că eu mă arunc aici și a jos. Auzi, ai grijă că... Așa, stai cu grijă că e creeperii. Ok, so, vezi că-ți scrie undeva în stânga, la... Al șaselea rând, de jos în sus, de te-ai prins tu. Pe partea stânga. Al șaselea rând, dar de jos în sus. De jos în sus. Exact, exact. Uite-te să vezi că aici și ar trebui să fie nou minereu pe undeva, dar nu știu dacă e neapărat în peștera asta sau poate nu o să găsim și trebuie să mai coborâm. Acum, na, cine știe. Ideea e că trebuie să explorăm și ne-am oprit aici în peșteră pentru că... aici se vede mai repede, cum îi zice, dacă e vreun minereu, știi? Eu mai ies, mă, frate, hai că am ieșit. Ok, so aici nu pare să fie nimic. Vezi că cobor și mai jos. Aoleu, sunt doi creeperi. Ok, așa, explodați. Yes, yes! Da, nu văd. Nu vezi unde scrie biome? Da, e bine, da, e unde ta mai cârnat. Ai apăsat F3 și ți-a... Oh, doar ce m-a speriat ăsta, bă, liliac sound, stupid. Shader, local difficulty, biome, CH... Ah, biome, 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 ăla, ăla, ce-și scrie după el? B-I-G, două puncte, forest... Forest fault. Uite, vezi, acolo nu mai e biome-ul pe care... Forest fault. Exact, ăla. Deci atâta timp cât ești în forest fault, s-ar putea să găsești minereul ăsta. Știi? Dar chestia e că deocamdată nu avem... Asta nu era la desframă? E un Enderman. A, dă-te, bă! Mi-a luat sabia, dă-mi-o înapoi. Uai, ai luat-o tu? Nu știu, am luat-o? Cred că da. Da, am luat-o eu, Netherite Sword. Am crezut că l-am bătut și nu ne-a dropat-o înapoi, că nebuneam, dude. Uite-l! Oh my god, e fix lângă. Îl iei tu sau îl iau eu? Păi, vezi tu, în mod normal... Dacă le-au eu. Nu! Nu! Mâinele jos de pe el! Eu am târnăcopul super ultra mega OP care multiplică orice, da? Wow, asta a rimat! Sigur, sigur! Bă, pe bune! Stai, deci fii antenă, da? Deci scap asta, de asta. Da. Păi eu sper să le multiplice, eu cred că ar trebui să funcționeze. Deci dacă n-ai dreptate... dar chiar să scap și eu din chestii. Păi, what? Dacă tot am dat de lavă. Păi, le-am luat... Oh, wait, ăsta-l iei așa? Ăsta nu ți se... Așa, cum? Am luat, l-am luat direct, nu s-a spart într-un diamant sau ceva. Eu cred că trebuie să îl luăm și să-l punem la prăjit. Auzi, ai niște lemn la tine. Nu mai contează, nu mai contează. Stai așa că facem acum să vedem. Da, tot o să ne trebuiască, cum îi zice. N-avem un crafting table, ok. Deci ți-o da mai multe? Well, nu mi-a dat mai multe pentru că ți-am zis să-l primim, dar n-am știut că-l primim în variantă de... Am crezut că ne dă direct minereul din el, nu că... Ce s-a auzit? Ceva. Ai fost tu pe aici și a... Interesant. Ok, ceva interesant. Păi văd că e ceva interesant. Ok, lava. Bun, auzi, tu ai foarte mare grijă cu lava, nu-i așa? Adică nu o să cazi în lavă. Random, nu? Da, să sperăm că nu. Ok, suntem încă în Forest Fault. Mai vezi ceva pe aici? Că eu sincer nu mai văd. Oare nu știu, trebuie e... să mai săpăm? Aș sau mai merge să mai sap, cum s-ar zice. Dar stai că am făcut o treabă dacă e. Dă-te puțin de acolo să-ți pun bloc. Sau pune tu. Păi asta voiam să fac, spune. Bun, fii antenă. O să mai urcăm puțin așa. Așa. Ok, am ajuns până aici. Ai grijă, ai grijă. Pam, pam. Mamă, frate, dar ce deschisă e zona asta. Jungle Edge. Acum nici nu mai suntem în biome. Ok, minunat. E bine, știi ce, Narciso? Ia, hai tu cu mine. Hai cu mine, că cred că mai bine ieșim de aici, pentru că nici măcar nu... Se găsesc rar astea, nu? Da, se găsesc destul de rar, aparent. Și biome-ul în care le găsești, ai văzut că e foarte mic.
Mic, da. Dar nu știu exact de ce l-au făcut atât de mic. E, okay. E un mic petec de pământ. Și acolo, numai acolo, găsești minereul ăsta. Păi frate, nu e de mirare că noi am săpat de nebuni la un moment dat și noi n-am găsit nimic. Auzi, ia vină după mine și ține F3-ul activat și spunem dacă mai suntem în jungle. Nu, dacă suntem în ăla, cum îi zice, am uitat. Suntem în... stai, a jungle edge. Forest Fault, în Forest Fault trebuie să fim. Că eu, da, vreau să urcăm în sus, dar vreau de asemenea să urcăm în biome-ul ăsta, știi, ca să, au. Jungle Edge. Suntem încă în Jungle Edge, da, am pierdut biome-ul ăla, trebuie să... Nu, cred că e înapoi. Ai grijă, aici, că e. Am ajuns în vârful ravine-ului. Bă, pe undeva e, da. Jungle Edge. Uite, acum suntem în Forest Fault, dar suntem prea sus, suntem la stratul 51, am făcut un screenshot din greșeală. Anyway, pe la stratul 70, cred că ieșim afară dacă nu mă înșel, oameni buni, și mergem suntem să... Suntem la 54, 56. Mergem să punem astea la prăjit și să încercăm să facem sabia de netherite într-o sabie mai bună. Acum, eu sper... Oh, și târnăcopul ar trebui să-l facem. Eu sper totuși să nu fie un mic side grade, pentru că armura, deși este mai tanky, dar nu știu cu cât. Auzi, pune repede elitra pe tine și iau un zbor. Ok, ai elitra? Așa, da. Bun, hai după mine, că știu eu unde mergem. Așa. So, ridică-te aici, turnul e aici, casa noastră în direcția aia. Așa, da, deși e mai tanky și cred că chiar cu multișor, dacă stau să mă gândesc, nu cu puțin, nu mai avem knockback resistance de la armura de netherite, da, cu armura de ametrine, da. Și pendotrine și ametrine, ce denumiri sunt astea, frate? Anyway, hai la insulă, da? La casa cu insulă. Insula cu casă, da, insula cu casă. Insula cu casă, da, casa cealaltă... Vechi. Casa construită prima dată. Am o presimțire foarte proastă despre noul mineral. Ce? Ok, mergem Blast Furnace. În ăsta nu mergea. Am apăsat Shift Click și nu s-a pus acolo și am zis că bă, să vezi că nu merge. Dar merge aici, Ok, bun. Wait, pendorite scraps? Nu poți să fii serios că nu o să... merge. Ok, bun. Pendorite scraps, da. Sharpness, nu știu ce, mending, totul e la loc și fie antenă. 12 attack damage, gata. În loc de 11. Ia. Iete. Păi deși arată cât de cât la fel, numai că e un pic mai roz. Ok, so, tu, dăm toporul tău. Dăm toporul. Da, e un pic mai... Nu știu, frate, că e negru spre ăsta. Hai să-ți fac și ție topor de... pendorite de ăsta. A tău are 13.5. Păi nu, că tu folosești toporul la luptă, nu? Nu, e mai bun. Nu neapărat. Nu, e mai bun toporul, folosește toporul, dude. Că sabia e mult mai bun decât ce ai tu. Bun, hai că ți-am făcut toporul. Ia-ți de aici toporul super ultra mega OP. Așa. Și acum... e mai mov, da. Da. O să-mi pun pe pickaxe-ul ăsta, dar nu știu acum ce o să se întâmple cu el. Să-i crește atac de mediu, dar... Vreau să-i crească, cum îi zice, viteza. Uai, merge efficiency 5, oare? Ok, hai să coborăm puțin, oameni buni, undeva, uite, fix aici, așa, pam, pam. Pentru că vreau să testez cât de repede, cât de repede sparge pickaxe-ul ăsta piatra, ia să vedem. Este literalmente la fel, dude. Wow, ce scam! Bă, ei bine, arată mai șmecher acum, cum îi zice, ai venit și tu, dar trebuie să urcăm înapoi, să știi. Dar stai să scăpăm de câteva gunoaie de aici. Ai pus ciuperci? Nu, au crescut. Aparent cresc, da, aparent cresc de unele singure ciupercile. Au, și cum mă duc eu înapoi sus? Cum? Cu uite la mine. Firar s-a prins de merda. Normal, cu ce poți să duci? Nici măcar n-am luat damage, hai că te aștept. Poți să vii și tu cu Elytra. Stai că eu nu pot. Cum nu pot? Sari și gen... Așa. Wow. Oh, Jesus Christ, ai dat cu capul de tavan. Anyway, so astea sunt noile noastre arme care sunt mai puternice acum. Sunt chiar foarte curiosă să dăm dau one shot cu critică la zombie. Au, scuză-mă. Wow. A fost cu direcție, nu cu intenție, înțelegi?
Mi-a scăzut doar o viață. S-o dau two shot la, cum îi zice, dau two shot fără ca critică. Înainte. Ca înainte. Da, diferența nu e mare. Like, oh. Oricum dau two shot la... Îndepărtează-te de creeper-ul ăla, Narciso. So, oricum dau two shot la creaturile astea, dar critica vă că nu dă one shot, ceea ce e păcat. Ca să dau one shot... Bă, dar tu ce faci acolo fără armura completă pe tine și cu elitra? Fugi, fugi! Bă-le. Ești literalmente înconjurată, dude! E spar de aici și adu-omule. Te crezi bun la joc, creeper, stupid. Au și ce, hai să plecăm de la Lidl, gata. Plecăm de la Lidl. De ce nu? A, am uitat că eu nu am elitra. Da, sunt prea mulți zombi, hai înapoi afară și fugi, da? So, da. Bă, nu știu ce să zic, dar în afară... E fără fulgere, of course. Dude, n-am mai fulgerat de când avem cai. De asemenea, cineva în secțiunea de comentarii a zis că caii îmblânziți oricum nu merg pentru skeleton trap. Parcă mi-ai spus asta. Am mai spus asta? Sunt confuz. Sau poate ți-am spus ție off-camera, nu-mi dau seama. Nu, ai spus într-un video, parcă tot în video. E oricum un mare schem. Deci noi am făcut aici și să fie de-ăștia cai, să se bucure de viață, să nu știu ce. Și sunt literalmente inutili, dude, inutili. Vezi, dacă ai făcut plan... Păi am făcut plan, merge. Da, exact. Deci dacă eu fac un plan de ceva, nu mai funcționează. E atât de stupid. Anyway, noi am găsit trei de alea, avem pendorite sword și pendorite care nu prea e pendorite pentru că e denumit în like. Dar anyway, urmăriți-mă pe Instagram, haha. Sau ce mai putea să facem? Sunt destul de sigur că am mulțumit, am uitat. Ok. Anyway, auzi, noi nu mai aveam niște chain armor de ăsta? Să-i diamond boots. Chain armor, pentru că ne trebuie, am zis că facem toate armurile. Cum îi zice, o să le facem pe toate și o să le punem pe ăsta, nu? Dar întrebarea e... Bă, sunt destul de sigur că aveam mai mult de două bucăți. Știu că le-am păstrat. Pă bune că s-ar putea să fi pierdut. Au, doamne, a venit un Enderman pe aici. Anyway. Eu lasă-l că are treabă cu mine el. Are treabă cu tine? Ce treabă ai tu cu Enderman-ul, mă, ia? Ia zi. Am eu ceva de discutat cu el. Am înțeles. Da, unde e? Se tot teleportează pe aici așa, că face pe nebunul, că e frică de apă. Era afară și... Da, nu știu care e problema lor. Ți-i frică anyway, de mine, a? Nu văd pe aici nimic, să știi, Narciso. Nu știu pe unde am putut să punem ăsta. Uite. Ce faci, mă? Bă, te bați cu el fără armură? Nu. Ai face bine să nu, pentru că... Era un păiangăn, cum spui tu. Da, eu cred că am pierdut, cum îi zice, sulker box-ul meu șmecher, așa că... Aveai unul roz? Ei, aveam unul roz, da, dar nu știu unde e. Nu știu unde e. Am mai găsit diamante. Auzi, mai ai diamante pe aici și trebuie să vedem cât netherite mai avem. Unde sunt primurile de netherite? Păi cum adică mai avem? Eu nu văd unde e lingourile de netherite, Narciso, că se poate să prea să se existe, da. Da. Ar trebui să facem o armură și de ametrine, dar ne trebuie armură de netherite pentru asta. Ca să avem și o armură de aia pe stand, știți? Mamă, deci tot, bă, și tu și cu mine deschidem chesturi, închidem. Și nu găsim ce ne trebuie. Păi... Unde, Dumnezeu? Deci bă, diamante, spuneai? Diamante dacă găsești. Și ce mi se pare mai important este să găsim nether, dude. Mai nu avem cred. Diamante, nu mai avem. Păi am luat eu, cred că toate diamantele, dar nu găsesc netherite. Pă bune, oare să-l fi lăsat aici undeva? Eu chiar nu-l văd. Eu cred că nu mai avem netherite. Eu cred că va trebui să mergem să facem rost de netherite. Sau, dacă vrem să facem o armură cred că completă. Nu vezi tu. Zici că nu văd eu. Chiar mă, așa, stai că nouă ne trebuiau niște lumini de astea, dacă nu mă înșel. Am văzut netherrack. Am crezut că e netherrack. Cum se numea asta, mă? Sea lantern? Hai că am scris dacă e. Sea lantern. Ok, stai să pun mai multe, uite așa, pam, pam, 16. Pentru că avem niște multe locuri în care nu mai avem lumină în casă, dintr-un motiv sau altul. Și asta nu este buenos dias, cum s-ar zice. Buenos dias. Buenos dias, señorita.
Una papita de la cucina. Nu știu ce înseamnă asta. Înseamnă ceva măcar, sunt destul de sigur că nu înseamnă. Poate e înjurat. Bă, ne mai trebuie... Probabil că poate că nu, pentru că eu sunt family friendly, dar da. Quartz, ne mai trebuie quartz. Și de ce narciso, că ne trebuie pentru unele motive. Uite, ba nu, prismarin. Nu, ăla e altceva, prismarin, nu știu ce. Stai că sunt, oh my god, cât de incompetent sunt, am uitat că asta se face așa. Așa, pam pam. Și acum așa. Parcă astea erau, nu? Nu erau cumva așa? Ok, astea sunt. Bun. Trebuie să ne reparăm casa, Narciso. După 10 milenii reparăm și noi casa asta. Auzi, aici ar fi trebuit să fie lumină? Cred că nu. O să punem, uite așa, fără lumină. Și punem fără lumină și aici pe undeva și... Bine, încă mai are nevoie de reparații, dacă ai ideea, acum avem și lumină, știi? Și am zis o chestie, bă, că trebuie să facem. Ce? Fii antenă, unde sunt? Dar nu știu... Oare cumva erau... Dude, cred că am pierdut lanternele alea multe. Am impresia că erau în sulker box-ul meu mov, care nu știu unde e. Oh god, I'm actually done. Bun, oameni buni. Ei bine, cred că vom pune capăt acestui minunat episod aici. Cred că pentru data viitoare, ia să vedem advancements, ce avem aici de făcut. Avem câteva chestii, multe de făcut, de fapt. Collect Ender Transmitter, nici măcar nu știu ce e asta. Anyway, cred că vom încerca să facem o colecție completă de armuri. Literalmente completă. Și armuri de-astea de ametrine... Și de, cum îi zice, o să de ne trebuiască aur. 8 bucăți de alea, de netherite. Wow. Da. Deci o să avem mult de muncă dacă vrem o armură complet, o armură, o colecție de armuri completă, așa că Dumnezeu cu mila, etc., etc. Ok, ăsta e finalul, la revedere, pa!